Alexandru Vijoli a debutat pe Simeze la Centrul Cultural Casa Schuller, pasionat de arte plastice. Acesta expune lucrări în mai multe tehnici, de la grafică la pictură în ulei și acuarelă. Valoarea vârsta lui întâlnim și nu puțin. Dar faptul că el stăpânește atât elemente de grafică, de compoziție, culoare, în tehnici pastel sau ulei, face ca mai ales la vârsta ce o are să fie un copil deosebit. Aceasta este și cauza pentru care am hotărât să detaliem această expoziție. Dar ce vreau să îl atenționez, că ăsta este doar un început, asta este și motoul expoziției Pași spre viitor, consider că este primul pas. Din punct de vedere artistic, iată, Alexandru ne oferă un spectru larg de lucrări. Terapia prin artă o facem privind portretul sau caricatura, sau lucrările care scot în evidență imaginația lui foarte bogată, sau spectrul de culori, paleta de culori pe care o afișează pe lucrările sale de pastel sau în acea lucrare de peisaj de care nu mă pot minuna și despre care mi-a mărturisit că a fost realizată la vârsta de 7-8 ani. Este un talent nativ, Alexandru. Astăzi facem elogiul lucrărilor și elogiul lui. Așa cum spunea domnul Zaharia, este un început, suntem convinși că va fi un început pentru Alexandru. Alexandru Vijoli și-a descoperit talentul pentru arte plastice acum aproape 10 ani, iar de atunci a lucrat în permanență. Am între 30 și 40 de lucrări, mai mult lucru în grafică, pictură, în ulei, în acuarele, tot felul de, toate tehnicile, tot încerc să fac tot ce pot și am început să lucrez din 2006, când am descoperit talentul și nu m-am oprit de atunci. Ce îți propui în continuare? Să ajung cât de departe pot cu talentul ăsta și să scot cât mai mult.